Așa, cu toate filmulețele pe care vi le-am spus zilele astea, să aveți grijă în continuare la acele propoziții simple. Fiecare după munca lui, la socialism, și trăiește pe munca altuia. O să aveți nevoie de așa ceva la orice. E o sintagmă universală, inclusiv pe tehnologie. Așa cum v-am arătat ieri, de exemplu, la casa asta. Ce poți înțelege de aici? În cooperativism, când faci o casă din asta, știi pentru ce o faci, pentru cine, o faci completă și îi dai și utilitatea pentru care ai făcut-o. Din coace la capitaliști, o jigodie s-o apuca să facă cum vrea el niște lucruri, să vadă dacă are balta pește cu ce-o făcut. Balta pește nu a avut, dar n-a reușit nici măcar să termine ce aici. Deci atâta muncă, atâta energie pentru ceva care nu se folosește și nu are utilitate. Asta e o foarte, foarte mare problemă de eficiență, de exemplu, să putem spune așa. E, atunci, dacă fiecare după munca lui, nu? Pe tehnologic, asta se făcea utilitate. Da? Deci ce am făcut acum? Am făcut comparație. Deci știți voi, comparație logică. Socialism cu capitalism. Dincolo, dacă e doar sintagma simplă, sunt deduceri. Da? Ce deduci? Fiecare după munca lui? Ești corect? Da, ești corect. Trăiește pe munca altuia? Ești incorect. Trăiește pe munca altuia? E nedreptate. Știi? Astea sunt deduceri. Și comparațiile între astea două, v-am dat și o comparație pe tehnologie, pe economie. Deci la capitalist o ieșit nimic. Deci nu e eficiență, nu e nimic. Pe când dincolo totul se făcea de la un cap la altul și se dădea utilitate. Tot așa mergeți cu toate lucrurile de pe pământ, și pe tehnologie, și pe ideologie, și pe toate alea. Să nu uitați fiecare după munca lui și trăiește pe munca altuia. Da? Deci e o completare ideologică la societatea tehnologică în care trăim noi azi.